După ce a stat ani de zile în umbră, gripa aviară revine în România. Vor fi efectuate controle la toate fermele de păsări din țară după ce a fost confirmat un focar de gripa aviară la o fermă cu 180.000 de păsări. Nu doar vânzarea porcilor rămâne interzisă, mai nou și comerțul cu păsări vii va fi suspendat în toată țara. După ce a fost imposibilă vânzarea porcilor în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și a mielului în perioada sărbătorilor pascale de către țărani, acum în perioada când gospodinele doresc să-și mărească ograda cu păsări, gripa aviară lovește România. Comerțul ambulant cu păsări și activităților cu păsări vii, de la pui de o zi până la păsări de reformă, va fi strict interzisă pentru 30 de zile. Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele comerciale autorizate cu păsări a căror stare de sănătate este atestată. Aceste măsuri au fost luate după ce un focar de gripă aviară a fost confirmat la o fermă din județul Mureș cu 180.000 de păsări care urmează a fi sacrificate. Cadavrele vor fi incinerate împreună cu resturile de furaje, cu așternutul și cu tot ce a putut constitui o sursă de infecție. Pierderile economice cauzate de evoluția gripei aviare sunt foarte mari, în special pentru gospodari, care acum nu mai pot vinde nici păsări, asta după ce le-a fost strict interzisă vânzarea porcilor și a mieilor.